Având la bază concluziile proiectului Vanda, APDF Giurgiu a implementat în 2012 proiectul Covanda, al cărui obiectiv este acela de a schița o convenție pentru managementul deșeurilor generate de nave, care să fie valabilă pentru toate țările dunărene. În cadrul acestui proiect colaborează experți din 9 țări dunărene, inclusiv România. Reprezentanții acestor țări vor fi găzduiți de APDF Giurgiu pe parcursul a 4 zile, timp în care vor analiza acțiunile derulate în cadrul proiectului. Este o întâlnire foarte importantă, deoarece la Giurgiu se va stabili practic draftul acestei convenții. Deci, în linii mari, la Giurgiu deja se vor stabili principalele capitole care vor fi incluse în cadrul convenției. Este o convenție foarte importantă, deoarece ea va stabili un management unitar al deșeurilor provenite din navigația fluvială, precum și un mecanism de finanțare a acestor servicii. Delegația formată din reprezentanți ai Croației, Ungariei, Slovaciei, Bulgariei, Serbiei, Ucrainei, Moldovei, Austriei și, evident, ai României, a vizitat astăzi complexul de poluare din portul Giurgiu. Străinilor li s-a prezentat nava EcoStar 101, navă multifuncțională în acțiuni pentru protecția mediului. Ceea ce este foarte important, că nava poate executa aceste servicii inclusiv la navele aflate în marș, fără a fi nevoie să acosteze în port. It's very important that this ship can collect ship waste even from ships ongoing. De asemenea, nava mai are o altă calitate, și aceea de a, dacă este multifuncțională, de a sparge gheața, în care clasă de gheață. Another function of this ship would be breaking ice, okay. Ice breaking. Nava are capacitatea de a stinge incendii la navele care sunt care au această problemă. Potrivit lui Dănuț Ofițeru, sistemul integrat al managementului de mediu implementat de APDF Giurgiu este cea mai modernă infrastructură de mediu din Europa. Programul celor 4 zile cuprinde, pe lângă vizite în portul Giurgiu, și alte vizite în porturile din subordinea APDF Giurgiu, unde acționează deja navele de depoluare achiziționate tot printr-un proiect al companiei giurgiuvene.